După o pauză impusă de pandemia de COVID-19, administrația locală a comunei Godeanu a dat drumul la distracție weekendul trecut. Sute de locuitori din zona de nord a județului Mehedinți au participat la zilele comunei Godeanu, o sărbătoare cu tradiție ajunsă la ediția a 11-a, care a fost marcată printr-o paradă a portului popular și un program artistic. La eveniment a fost prezent președintele Consiliului Județean Aladin Georgescu, alături de echipa PSD Mehedinți. Bună ziua tuturor, oameni buni! Sunt atât de fericită că suntem în sfârșit după o perioadă atât de grea împreună și nu oricum, fără restricții. Acest lucru care ne-a împiedicat timp de 2 ani de zile ne-a făcut ca astăzi, 21 mai 2022, să fim toată zona de munte împreună la Ziua Comunei Godeanu. Deja devenite tradiționale, sărbătorile de tipul Sărbătoarea Orașului X sau a Comunei Y s-au suspendat pe parcursul anilor trecuți din cauza a ceea ce se numește pandemie. Însă, anul acesta, sărbătoarea a avut loc fără nicio restricție. La eveniment au fost prezente autoritățile județene, prin președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu, prefectul județului Alin Isuf, vicepreședintele Consiliului Județean Ionică Negru, precum și secretarul de stat Bogdan Simcea. Vit alături de mine pe domnul Aladin Georgescu, domnul președinte al Consiliului Județean Mehedinți, domnul Ionică Negru, domnul vicepreședinte, domnul prefect Alin Isuf. Bună ziua, bine ați venit! Prezent la eveniment, președintele Consiliului Județean Mehedinți Aladin Georgescu a arătat faptul că astfel de evenimente denotă interesul autorităților locale de a menține vii tradițiile populare în conștiința oamenilor, asigurându-i totodată pe cetățeni de tot sprijinul. Încep prin a vă ura celor care astăzi vă sărbătoriți ziua numelui de Sfântul Constantin și Elena la mulți ani, să fiți sănătoși, să vă bucurați alături de cei dragi, astăzi și în fiecare zi pe care ne-a dat-o Dumnezeu. Mă bucur că sunt pe scenă și mai devreme priveam de jos și vedeam în primul rând o echipă de primari. Nu mai contează culoarea politică, dar erau primari care reprezintă zona de nord, care, chiar dacă nu sunt toți din zona de nord, dar sunt o mână de oameni, gospodari, care au început să miște lucrurile în localitățile dumneavoastră. Am depus toate eforturile ca, alături de colegii mei, să facem tot ce e posibil pentru a obține sprijin financiar, fie că vorbim de fonduri europene, de fonduri guvernamentale și, de ce nu, fonduri alocate de la bugetul județului pentru a dezvolta zona de nord. Și nu poți să dezvolți zona de nord dacă nu ai o infrastructură rutieră, dacă nu ai o infrastructură de apă și iluminat public. Noi am înțeles lucrurile astea și de la an la an am promovat zona de nord, am promovat Comuna Godeanu, că astăzi suntem la Godeanu și am făcut cheltuieli extraordinare pentru ca dumneavoastră să puteți să circulați în condiții decente și să aveți tot ce vă trebuie în această comună. Nu cred că locuitorii satului Marga ar fi crezut vreodată că vor avea asfalt pe la poartă. Iată că a venit momentul și astăzi când vorbim, au asfalt pe la poartă. Vă mulțumesc din tot sufletul meu. A fost cea mai frumoasă surpriză odată cu venirea mărțișorului. Iată că am asfaltat Marga Cireșu până la scenă jos. De asemenea, ați văzut că avem un drum de calitate nou, încă neterminat și îl vom termina în toamna asta, de la Malovăț până aici în intersecție când ați venit. Și mă bucur că am reușit să facem lucrul ăsta pentru zona de nord a județului. Mă bucur și eu astăzi alături de dumneavoastră de ceea ce noi, ca și autorități județene, alături de reprezentanții noștri, ca și administrație PSD, la nivelul guvernului, secretar de stat, prefect, am reușit și reușim în continuare să facem pentru Comuna Godeanu și pentru zona de nord. Și lucrurile nu se vor opri aici și veți vedea că toate investițiile vor continua și o să înceapă altele noi. Prefectul județului Mehedinți, Alin Isuf, a subliniat importanța acestor evenimente în comunitatea locală, mai ales după toată această perioadă grea, precum și păstrarea tradițiilor vii din zona de nord a județului Mehedinți.
Mă bucur să fiu alături de dumneavoastră la o sărbătoare atât de dragă, sărbătoarea comunei dumneavoastră. Sunt pentru prima dată la o astfel de sărbătoare. Este o comună frumoasă, o comună pitorească, cu mult potențial, cu oameni frumoși, care păstrează tradiția, păstrează obiceiurile, așa cum am văzut în multe locuri din nordul județului. Noi vă promitem, în calitate de reprezentanți ai autorităților județene, că vă vom sprijini cu tot ceea ce implică atribuțiile instituțiilor noastre. La mulți ani celor care astăzi vă sărbați onomastica și încă o dată la mulți ani comunei dumneavoastră și să ne revedem cu bine în anul următor. Muzica și voia bună au fost la ele acasă, nume sonore bucurându-i pe cetățeni cu ocazia Zilei Comunei Godeanu. De asemenea, în cadrul evenimentului a avut loc sfințirea bisericii din satul Păunești, dar și lansarea cărții Comuna Godeanu Mehedinți, însemnări monografice, oamenii, locuri, povestiri.